Doamne, gânduri, spală, Doamne, viața, vreau să fiu curat și plăcut în fața Ta. Numai Tu țorii și împroaști ceața, numai Tu ești scutul și tăria mea. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, și mă fă semen cu Tine mereu. Numai Tu zori și împrăști ceața, numai Tu ești scutul și tăria mea. Spală-mi, Doamne, gânduri, spală-mi, Doamne, viața, și mă fă semen cu Tine mereu. Numai Tu zori și împrăști ceața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, ia din mintea mea orice gând al celui rău. Vă să fiu ca Tine, să-ți ascult povața, ca să pot privi mereu în ochii Tăi. Spală-mi, Doamne, gânduri, spală-mi, Doamne, viața, și mă fă semen cu Tine mereu. Numai Tu zori și împrăști ceața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, Doamne, viața, și mă fă semen cu Tine mereu. Numai Tu zori și împrăști ceața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Să spună cel ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar celor sunt sănătos. Hosana, 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 celui mort și înviat. Hosana, Hosana, Melului ce-a fost jungat. Hosana, Hosana, și înviat.
Speranza și alea.
Toată inima să spunem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Său cel Sfânt. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, tuturor celor ce Dumnezeu ne-a ajutat până la această oră să fim în casa Domnului, vă spunem tuturora un bun venit și Domnul să vă binecuvinteze. Am dorit să deschidem slujba divină din după masa zilei de astăzi și doresc să citesc câteva versete dintr-un psalm, după care vă rog să duceți un microfon fratelui Traian Țicărat și vom cere binecuvântarea Domnului peste slujba din după masa zilei de astăzi și dorim ca Duhul Domnului să fie Cel ce să ne călăuzească, să ne inspire și să ne dea putere în tot ceea ce facem pentru ca numele Domnului să fie proslăvit în veci de veci. Amin. Psalmul 29, cuvântul Domnului spune în felul următor: Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâme cedrii, Domnul sfărâme cedrii Libanului. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să cutremure pustia, Domnul face să tremure pustia Cades, glasul Domnului face pe cerboaică să nască, El despoaie pădurile, în locașul Lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul Lui de domnie. Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace. Amin. După aceste cuvinte, prin fratele Traian, cerem binecuvântarea Domnului peste slujba din după masa zilei de astăzi, iar noi îl vom însoți în rugăciune, dorind și apelând ca Domnul să binecuvinteze slujba. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Urmează să mai facem o rugăciune specială înaintea Domnului. Am vorbit când veneam spre biserică cu fratele Iulian, fiind în cunoștință și el de ceea ce s-a întâmplat în comunitatea română penticostală din Atlanta, referindu-mă la această familie de la Biserica Betel. El ne-a cerut, dacă este posibil, să facem tot posibilul, să facem o rugăciune specială pentru această familie.
Ei trec printr-o situație așa de grea și așa de critică și dorim ca Dumnezeu să-i întărească, dorim ca Dumnezeu să-i mângâie, frați și surori. Nu e tot una să duci un copil de 12 ani, aproape 12 ani, și să-l duci la cimitir, datorită unor lucruri care noi nu putem să spunem nimic mai mult decât atât. Domnul să ferească și să păzească pe orice familie din poporul Domnului de astfel de situații atât de tragice. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și fratele Tavi Mocanu va avea câteva cuvinte, în urmă vom face această rugăciune în mod special pentru familia aceasta și pentru cei ce sunt în suferință din Biserica Philadelphia. Amin. Pentru tine eu trăiesc.
Frați și surori, binecuvântăm numele Domnului, pentru că după masa aceasta suntem la închinare. Dați-mi voie să fac o precizare, fiindcă eu cunosc cazul mai bine, ca mulți dintre dumneavoastră, cunosc familia. Timp de 4 ani am slujit Domnului la Biserica Betel, fiind aproape de familia aceasta, cunoscându-i, o familie tânără, cu 4 copii, cel mai mare de 11 ani, 11 ani și jumătate, și cel mai bun copil al lor. Ei aveau stupi foarte mulți, se ocupau cu stupii, tatăl lor era plecat și el rămânea în familie, se ocupa de gospodăria casei, în jurul casei, de cei mai mici. Și vineri seara, când Alex, ginerele meu, m-a sunat, era undeva în Athens, despre tragedia care s-a întâmplat, m-am blocat, spuneam fratelui Nelu și fratelui Matei, despre fratele Petrică, tatăl copilului, și nu-mi venea să cred. Nu știam și nu înțelegeam ce s-a întâmplat în familia lor și în cele din urmă. A doua zi am aflat, vorbind cu unii și alții de la Betel, joi, după masă, după ce a terminat cursurile la școală, el a terminat clasa 5-a, bucuros, era ultima zi de școală. S-a întors în familie, împreună cu fratele lui și cu un alt băiat de la vecini, în spatele casei lor, undeva în Winder, aproximativ 3 acri, există un lac. A luat o barcă, s-a urcat în barcă, au plecat pe lac. Și în timp ce mergeau pe lac, a observat că în barcă intră apă, barca s-a spart. Și văzând că tot mai jos, mai jos, barca începea să se scufunde, au sărit din barcă, toți 3. El a sărit, a vrut să ajute pe cei 2, fratele și vecinul, s-a scufundat, a coborât jos, apa foarte adâncă, nu s-a mai ridicat niciodată. Cei 2 au început și ei să se prindă de, mai era câte un lemn în apă, să ajungă la mal. Și în cele din urmă au ajuns la mal, au scăpat și fratele lui nu a mai venit. Au căutat după el aproximativ 2 zile. După 2 zile l-au găsit exact în locul unde el s-a aruncat și n-a mai putut să iasă. Puneți întrebarea, oricare am fi în locul acesta, dragi copii și tineri, moartea nu te întreabă câți ani ai. Când Dumnezeu trimite după cineva să plece, pleacă oricâți ani ai avea. Dar durerea este mare. Mai ales mama, vorbeam și în drum când veneam și azi vorbeam cu responsabilul de la unul dintre slujitori de la Betel și îmi spunea că durerea e foarte mare, mai ales mama care nu-și mai găsește locul și se întreabă. Anul trecut, casa lor a luat foc, după o lună de zile avea un copac în fața casei, s-a rupt și a spart toată casa și spunea tata, de ce, acum Dumnezeu a găsit cu cale să ne ia și din nou tragedia să fie peste familia noastră și cel mai mare din familie să plece. Noi nu știm, ne întrebăm, punem întrebări. Toate lucrurile care le știe este Dumnezeu. Punctul principal care vreau să vi-l spun în această seară este să venim la casa Domnului, să ne aducem copiii la casa Domnului, frați și surori, să venim să slujim Domnului. Mai devreme sau mai târziu vom pleca din lumea aceasta, fie tânăr, fie bătrân,
Când Domnul ne cheamă ca să plecăm, dar punctul principal este noi și casa noastră și copiii noștri, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Lăudați să fie Domnul! Binecuvântăm numele Domnului, că Domnul ne-a mântuit și ne-a iertat. Ne-a răscumpărat și mai devreme sau mai târziu vom lăsa toate lucrurile aici jos, pe pământul acesta, și vom pleca dincolo în veșnicie. Doamne, ajută-ne ca fiecare noi și casele noastre să slujim Domnului. Suntem fericiți că în seara aceasta suntem la închinare, avem datoria să ne rugăm pentru familia aceasta, să binecuvântăm numele, să mijlocim și să zicem: Doamne, mângă-i în situația aceasta. Fii alături de ei, dă-le putere, dă-le biruință și mamei și tatălui și tuturor acelora care aparțin de familia Iurco în aceste zile și în clipele acestea grele de încercare, să rămână în picioare, să rămână loial și să slujească în continuare Domnului. Binecuvântat să fie Domnul! Iov spunea în cele din urmă: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat! Iov nici într-un cuvânt n-a păcătuit, n-a blestemat pe Dumnezeu și n-a zis: de ce mi-ai luat cei 10 copii? De ce mi-ai luat toate lucrurile pe care le-am adunat o viață întreagă? Nu, el a binecuvântat pe Domnul și a zis: gol am venit din pântecele mamei mele și gol mă întorc în țărâna pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat! E mare lucru să putem zice cu toții: fie că trăim, fie că morim, noi suntem ai Domnului. Domnul ne dă și casă, Domnul ne dă și sănătate, Domnul ne îmbracă, Domnul ne dă pâine și Domnul ne dă cele necesare și merită Domnul să-i binecuvântăm numele. Lăudați să fie Domnul! Și uitați ce zice salmistul în Psalmul 146, după care ne vom ruga. Ne vom ruga pentru familia aceasta și apoi ne vom ruga și pentru cauzele care le avem. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să citesc un cuvânt din Psalmul 146, începând cu versetul 5. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor frămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din viac în viac. Lăudați pe Domnul, glorie Domnului! Frate și soră, tânăr și copil care ești la închinare, laudă numele Domnului! Domnul este ajutorul nostru, Domnul este sprijinul nostru și Domnul este tăria poporului său din viac în viac, binecuvântat să fie Domnul! Domnul rămâne în picioare și cuvântul Lui și ferice de toți aceia care îl caută și care îl slujesc, binecuvântat să fie Domnul! Ne vom ruga pentru familia Iurco, ne vom ruga pentru cauzele amintite, pentru Diana Pand, pentru Iosif Turcin, pentru Ilie Pop, pentru Ligia Cristian, Cornelia Ban, Dumitru Cristia, Maria Țicărac, Cecilia Pop, Dragoș Radu, Doamne, atinge-te de ei, mângă-i, dă-le biruință și numele Tău are putere să-i vindece, lăudat să fie Domnul! Binecuvânt numele Domnului și mulțumesc Bisericii Philadelphia și mulțumesc tuturor fraților care v-ați rugat pentru tatăl meu, pentru fratele meu, după o comoție cerebrală în care a trecut și doctorii nu i-a mai dat nicio șansă. După o lună și jumătate, fratele meu merge pe picioare, laudă numele Domnului și binecuvântă pe Domnul. Avem un Dumnezeu care ascultă, care ridică și tatăl meu, la fel, merge, aleargă,
că Domnul este tăria poporului său și numele Domnului rămâne în picioare, lăudat să fie Domnul. Credeți că Domnul are putere să se atingă de noi și în seara aceasta? Să asculte rugăciunile, să mângăie familia Iurgo, să mângăie toate familie, să binecuvinteze pe cei în suferință, bolnavi de cancer sau de alte boli și mâna Domnului să fie peste ei, lăudat să fie Domnul. Dacă mai aveți alte cauze printr-o ridicare de mână, Domnul să binecuvinteze toate mâinile ridicate. Domnul să binecuvinteze tineretul casei Domnului. Să-i umple de puterea Duhului Sfânt și toți împreună să căutăm numele Domnului. Haideți, așa cum stăm în picioare, să intrăm în această rugăciune. Amin. Vă să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru harul care noi îl avem în seara aceasta, ca să ne bucurăm la picioarele Domnului, putem să lăudăm, să ne închinăm Domnului, putem să ascultăm cuvântul Domnului care este viu și lucrător în viețile noastre și Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, și harul Domnului să fie peste noi și Duhul Sfânt să ne cerceteze, fie prin cântare, fie prin cuvântul Domnului. Să închină Domnului, frați și surori, familia Recalu cu o cântare, Domnul să-i binecuvinteze, apoi grupul de laudă are o cântare și după grupul de laudă corul bisericii. Și toate acestea să fie spre slava și gloria Domnului. Amin.
Thank you.
mult și vine Domnul iar la noi. Luptă, nu da înapoi. Vom scura cu toți spre cer în haine noi. Luptă, nu da înapoi. Va începe sărbătoarea pe apoi. Vom uita că am fost în luptă și război. Veselia sus în cer va fi în noi. Hai, luptă, nu da înapoi. Prinde-i curaj, fii cheaz, să frunzi dușmanul. Nu fii lași nici când nu da înapoi. Mergi în război alături de noi. Hai, luptă, nu da înapoi. Mergi în război alături de noi. Hai, luptă, nu da înapoi. Frați și surori, ne pregătim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, dar permiteți-mă înainte de a face această lucrare să vă aducem la cunoștința dumneavoastră, căci în seara zilei de astăzi suntem vizitați de sora Loredana Segneanu, care vine din Biserica Elim din Viena, Austria. Dacă sunteți aici, vă rugăm să vă ridicați în picioare. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și vă mulțumim căci ați găsit cu cale și de cuvință să ne vizitați, dorim ca să vă simțiți bine și harul Domnului să fie peste dumneavoastră. Marți, seara de la orele 8, este rugăciunea Bisericii Philadelphia. Sunteți bineveniți și bine așteptați toți cei ce doriți să veniți la închinare și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Așa, după cum spuneam și dimineață, joi este o sărbătoare foarte importantă, o sărbătoare pe care creștinismul o sărbătorește și este vorba despre înălțarea Domnului la cer, înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Dorim ca toți cei ce doriți să avem o seară binecuvântată, o seară în jurul cuvântului lui Dumnezeu. M-aș bucura să vă faceți timp, să dați importanța acestei sărbători și să fim joi seara de la ora 8 la program. Domnul să vă binecuvinteze. Vă aducem la cunoștința dumneavoastră că începând de vineri, data de 26 mai, fratele Iulian va fi rezident permanent în Atlanta. Deci, joi noaptea va pleca, joi după masă, va pleca din Chicago, împachetat, îmbarcat cu tot ce are, pentru ca să se mute definitiv în Atlanta. Va trebui să ne rugăm Domnului ca Domnul să-l păzească, să-l călăuzească. El vine cu o mașină mare și ceilalți, familia și ce mai copii, vin cu el toți. Dorim ca Dumnezeu să-i poarte de grijă. Apoi, la fel, vrem să vă aducem la cunoștință, sâmbătă, toți candidații de botez, ne vom întâlni la ora 6 și mă gândesc, să vedem, o să discut și cu fratele Iulian, probabil, dacă o să fie posibil, să fie și el cu noi la catecheză. Până în prezent, mulțumim lui Dumnezeu, suntem într-un număr de 15, sau posibil 15, 16 vă spun sigur, pentru că am primit un anunț, căci un tânăr dintr-o biserică din Chicago vrea ca și el neapărat să vină și să se boteze în biserica din Philadelphia. Îl cunoaște foarte bine fratele pastor, așa că ușa este deschisă și Domnul să-l binecuvinteze. Acum vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, vom lăuda pe Domnul cu o cântare și ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie. Dându-i slavă lui Dumnezeu și mulțumindu-i pentru tot ceea ce El ne-a dăruit, îi vom dărui și noi cu inimă plină de bucurie și Domnul să fie cu noi. Amin.
Doamne, mai vreau rusalii cu limbi de foc, să le împrăști pe fiecare, să ne atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire și într-un gând și o simțire, să fim cu toții și să cântăm în limbi de-o mie. Tu faci cerul să coboare, nea și-n inimă izboare. O, Duh prea sfânt, dă-ne rusalii, o, Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare, nea și-n inimă izboare. O, Duh prea sfânt, dă-ne rusalii, o, Duh prea sfânt. Doamne, dă-mi bucurie și să mă legi, strâns în iubire. Doamne, eu vreau tot mai mult din Duhul Tău. Doamne, mai vreau sfințire și un foc adânc, să ardă-n mine pe veșnicii, să fim ai Tăi în nemurire. Tu faci cerul să coboare, nea și-n inimă izboare. O, Duh prea sfânt, dă-ne rusalii, o, Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare, nea și-n inimă izboare. O, Duh prea sfânt, dă-ne rusalii, o, Duh prea sfânt. Permiteți-mi să vă aduc la cunoștință, avem niște oaspeți aici la Amvon, cineva și-a pierdut cheile, vreau să vă spun ceva. Eu am pățit una ca asta cu Dodge Ram-ul și am plătit $250 pe o cheie. Este aici și vă rugăm să, după program, să veniți să intrați în posesia ei, Domnul să vă binecuvinteze. Să închină Domnului pritocântarea fratele Cristi Irimia, Domnul să-l binecuvinteze, apoi familia Valean o cântare, apoi fratele din Canada, Christian Faur, va spune o poezie, Domnul să-l binecuvinteze, corul bisericii. Și după aceste patru puncte ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului, mesajul pe care fratele Vasile Strâmbul are din partea Domnului, Domnul să-l binecuvinteze și ungerea Duhului Sfânt să fie peste el, iar Domnul să ne binecuvinteze și pe noi cu o inimă și cu urechi de auzit. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Numele Domnului să fie înălțat. Mă rog, ca prin această cântare, fiecare suflet care este în locul acesta să fie cercetat și să stârnească cu adevărat dorul către veșnicie, către patria dorită. Cântarea spune: mi-e dor de țară.
Aștept aceea zi, aștept cu nerăbdare să-L văd pe Domnul meu în slavă, cum apare. Ce frumos va fi când Iisus va apărea, sfinte melodii cu îngerii vom cânta. Ce frumos va fi când Iisus va apărea, sfinte melodii cu îngerii vom cânta. Vom uita de toate, de tot ce-am suferit, când vom vedea pe Domnul mirele iubit. Lacrimi și suspine Domnul va stergea, nu va fi tristețe, Iisus va triumfa. Ce frumos va fi când Iisus va apărea, sfinte melodii îngerii vom cânta. Mi-e dor de ziua aceea, mi-e dor când vom vedea pe Domnul mirele din veșnicii. Va începe nunta mirelui iubit, cu mireasa sfântă ce Domnului a slujit. Ce frumos va fi când Iisus va apărea, sfinte melodii îngerii vom cânta. Lacrimi și suspine Domnul va lua, nu va fi tristețe, și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag, Iisus Hristos.
mesager, rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe când zăceam zdrobit, când celor din jur le inspiram doar silă, el m-a ridicat cu drag căci m-a iubit. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Voi cânta mereu cât voi avea suflare și-l voi preamări, căci m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu, în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Spune-ți tuturor să știe oricine de iubirea lui și-al său belșug de har. Orice muritor ce sincer la el vine are viață-n veci și mântuire-n dar. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost cum nu e altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Amin. Permiteți-mi înainte să încerc să recit câteva versuri, să vă aduc salutări în numele Bisericii Sora din Cambridge, din Ontario, Biserica Philadelphia, Biserica Dragostei de Frați, ca și dumneavoastră, și a fratelui păstor Iosif Preda și a tuturor fraților care iubesc și așteaptă, ca și dumneavoastră, venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru biserica noastră, anul 2017, sau deviza anului 2017 este
să căutăm sfințenia, să nu mai căutăm fericirea. Și psalmistul în psalmul 4 cu versetul 6 zice, mulți spun, cine ne va arăta fericirea? Uitați-vă în jurul dumneavoastră, uitați-vă că asta e căutarea oamenilor în ziua de astăzi. Toți caută să vadă fericirea, toți caută și muncesc oamenii să fie mai fericiți, nivelul de satisfacție să fie mai mare și mai mare. Și din păcate și în bisericile noastre, mulți dintre noi începem să căutăm, în loc să căutăm sfințenia, căutăm fericirea. Dar continuă psalmistul și zice, atâta timp cât mulți spun, cine ne va arăta fericirea, noi spunem, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Și lumina feței lui Dumnezeu, coborând peste noi, coborând peste mine și peste tine, să știți că nu e o condiție să coboare după ce vom avea fericirea. Uneori, lumina feței lui Dumnezeu se coboară în necazurile noastre. Lumina feței lui Dumnezeu se coboară de multe ori în încercările pe care n-am vrea să le suferim, n-am vrea să le trecem, dar lumina lui Dumnezeu se coboară peste cei care o așteaptă. Și în contextul ăsta este și poezia pe care voi încerca să o aduc înaintea dumneavoastră, scrisă de fratele nostru Dugulescu, Petrica Dugulescu, care a plecat acasă. Și dânsul spune așa, aș vrea să fiu ce azi n-am fost, în ziua mea pierdută. Înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu străjer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte, în lumea plină de plăceri, să fiu așa cum tu îmi ceri, să nu mă bați spre nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu-s. Și nici nu vor să fie. Mergând în grabă spre apus, să nu mă las de valuri dus și să mă înalți mereu mai sus din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume, sub greul crucii suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă, sângerând, răniții fără nume. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una, căci din al mântuirii ceas, secunde doar au mai rămas și cei ce azi nu vin pe vas, se pierd pe totdeauna. Aș vrea să fiu acel argat la care el să-i spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat cu acei talanți ce el mi-a dat. O, vino, slugă bună! Și aș mai vrea să fiu ceva. O rază lucitoare și străbătând în lumea rea, să duc lumină undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare. Amin. Thank you.
Frați și surori, înainte de a începe un cuvânt din Cuvântul Domnului, aș vrea să vă aduc la cunoștință pentru cei ce sunteți interesați și puteți, chiar vă dorim, vă rugăm și să participați la serviciile de privechi și de mormântare a acestui băiat cu numele de Andrei Iurco, care vor avea loc luni de la ora 7 și înmormântarea va avea loc marți de la ora 11 la capela în Beaufort, Beaufort Chapel, Crowell Brothers, 201 Morningside Drive. Toți cei ce doriți să participați, am primit aceste anunțuri acum aici prin text message și vi le spunem și dumneavoastră. Haideți să fim cei ce avem posibilitatea să fim alături de această familie. Pentru că așa scrie Biblia, mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Tine, dragi, mai bine să te duci luni seara acolo decât să hang out, mă rog, în altă parte. Pentru că acolo îți vei aduce aminte că viața este în mâna Domnului și El este Cel ce este stăpân. Noi vă îndemnăm și vă rugăm, toți cei ce aveți posibilitate, haideți să fim alături de această familie. În simplu prezența noastră acolo va face foarte mult pentru ei. Va fi o încurajare și vor vedea că suntem frați și simțim unii cu alții. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Cuvântul Domnului pe care în dupămasa zilei de astăzi am vrea să-l împărtășim este privitor la ceea ce spuneam și dimineața la sărbătoarea care de multă vreme noi n-am mai pus prea mare accent pe ea, dar care este o sărbătoare foarte importantă. Și de aceea mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dăruiască Duhul Său cel Sfânt în seara zilei de astăzi, să ne călăuzească în cuvântul Său, să ne călăuzească în Sfânta Scriptură, pentru ca să vedem căci are o importanță foarte semnificativă această sărbătoare. Chiar dacă este în cursul săptămânii, cum spuneam dimineață, două sărbători biblice se sărbătoresc în cursul săptămânii, iar celelalte totdeauna le sărbătorim cam de obicei și în mod special în ziua de duminică, cu excepția calendarului care rotește ziua de naștere a Domnului Iisus Hristos. Dar acestea două totdeauna vor fi joi seara. Și una este Joia Mare, când noi sărbătorim cina înainte de patimile și de crucificarea Domnului Iisus Hristos. Și pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat în ziua întâi a săptămânii, care este duminica, numărând 40 de zile, întotdeauna va cădea joia. Pentru că cea 50-a zi cade rusalile. Și de aceea este o sărbătoare care poate, fiind în cursul săptămânii, nu prea punem de multe ori atâta accent pe ea, dar este de o importanță foarte semnificativă și mare în Sfânta Scriptură. Pentru această sărbătoare, în seara zilei de astăzi, am să mă folosesc de un text care îl găsim scris în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, primele 11 versete. Și dacă nu cer prea mult, haideți să cinstim cuvântul Domnului. Ne ridicăm în picioare și vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, care îl avem în dupămasa zilei de astăzi în mijlocul nostru din acest pasaj. Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 11 versete, pagina în Sfânta Scriptură, 1055. Înălțarea Domnului Iisus. Teofile, în cea dintâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început să facă Iisus și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lisese. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui,
pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Așa, după cum spuneam, frați și surori, de multe ori avem impresia că totul depinde de păstor, de predicator sau de cel ce cântă sau de cel ce se roagă. Pentru a avea o inimă bună și a pleca plin de bucurie din casa Domnului, cea mai mare parte revine fiecăruia personal. Cea mai mare parte ne revine, mie îmi revine mie personal, dumneavoastră vă revine fiecăruia în parte personal. Totul depinde de atitudinea pe care și cu care am venit. Dacă la cina Domnului spuneam că fiecare dintre noi, vrând nevrând, prin simpla noastră prezență transmitem un mesaj, transmitem un mesaj celor din jurul nostru. Dacă am o față posomorâtă, e normal că transmit un mesaj. Dacă sunt plin de întristare, e normal că transmit oamenilor ceva. Și unii care observă și au mai multă psihologie, imediat vin și te întreabă: ți s-a întâmplat ceva? Nu arăți bine? E imposibil? Fața te dă de gol? Și câte alte lucruri de genul acesta. De aceea, mă rog în seara zilei de astăzi, Dumnezeu să ne dea o atitudine corespunzătoare și plăcută Lui. În inimile noastre să locuiască dorința aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu. Să dorească totdeauna în inima noastră această dorință de a face voia lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, în primul rând, ne dă nouă semnificație. Și aș putea să spun, și nu cred că aș greși, înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer ne îndreaptă privirile, că și noi vom avea parte de așa ceva. În primul rând, înălțarea Domnului Iisus la cer ne duce cu gândul, pentru că am făcut un legământ cu El și am jurat că îl vom sluji din dragoste, fără să-i punem condiții, fără să-i cerem Lui alte clauze, ci am jurat că și din dragoste vrem să-L urmăm, simțindu-ne bucuroși că ne-a iertat păcatul, ne-a eliberat de sub povară. Ne-a scos din felul de șer de viețuire și ne-a adus la o viață nouă. I-am spus: Doamne, vreau să locuiesc tot timpul cu Tine, vreau să slujesc tot timpul. Și aceasta, când mă uit la acest text și la acest titlu, îmi dă impresia și îmi face să mă gândesc: există o zi, va exista un moment când și eu vreau să mă ridic la cer. Când și eu și dumneavoastră sunt sigur că vreți să vă ridicați, să aveți parte de această răpire a bisericii, de înălțarea noastră la cerul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să avem parte de așa ceva. Dar totuși există și oameni care nu doresc aceasta. E o întrebare și la care putem să răspundem cu toată fermitatea. Avem dovezi biblice, există oameni care nu doresc aceasta. Și chiar sunt printre noi, prin biserici. Sunt oameni religioși, cunosc multe, dar nu-și doresc aceasta. Și auziți, primul lucru pentru care,
pe care noi îl vedem de aici, din acest text, este faptul că și Domnul Iisus Hristos, El și-a dorit să fie înălțat la cer. Domnul Iisus Hristos și-a dorit din toată inima să vină vremea când să fie proslăvit la Tatăl. Cum spune în Ioan în capitolul 17, versetul 5, Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Domnul Iisus și-a dorit lucrul acesta, Domnul Iisus și-a vrut aceasta, dar sunt și oameni care nu își vreau. Și haideți să vedem lucrul acesta. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în 2 Petru, capitolul 3, versetul 4, vă rog să mă ajutați, cei ce sunteți la screen, și să puneți acest verset sus, uitați acolo. Și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la început. Dar mai sus spune despre ei niște lucruri care ei se fac într-un adins că nu știu. Frați și surori, sunt oameni care nu-și doresc aceasta și pun întrebări de genul acesta, pun la îndoială însăși faptul că și Domnul Iisus Hristos, așa după cum s-a înălțat la cer, va reveni să ne ia și pe noi, slăvit să fie numele Lui. Sunt oameni care nu-și doresc lucrul acesta în viața lor să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și în Isaia, în capitolul 5, cu versetul 19, găsim această categorie de oameni. Îi vedem și zic să-și grăbească și să-și facă iute lucrarea ca să o vedem. Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să aducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Acest verset, când te uiți în contextul lui, e pus cam într-un sub o formă de sfidare. Mai bine îl veți găsi în Ieremia, să vedeți cum sfidează oamenii aceștia cuvântul lui Dumnezeu. Până când, oare când se vor împlini prorociile, spuneau ei către Ieremia, până când vor mai fi tot duse și damânate? Și Domnul spune, spune-le! Nu o să se mai întârzie împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că și El veghează ca și cuvântul Lui să se împlinească întocmai, slăvit să fie numele Domnului. Iar găsim o alt în Noul Testament, alți oameni, care tot în felul acesta nu-și doresc să aibă și să nu doresc această înălțare. Și Biblia ne spune în Matei, în capitolul 24, versetul 48 până la 51. Haideți să-l citim, să vedeți și acolo ce fel de oameni sunt oamenii aceștia. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, merde mai. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe și merge mai departe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo, uitați-vă la sfârșitul versetului și textului ce-l citim, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aici, cuvântul Domnului, construcția aceasta gramaticală, ne spune exact căci Dumnezeu vorbește de sfârșitul, Domnul Iisus vorbește de sfârșitul lumii, de judecata de apoi. Dacă există un om rău care e plin de încredere în el însuși, care nu recunoaște nicio autoritate peste el, și dacă omul acesta face abuzurile care le face fără niciun drept, că n-are dreptul, el își are o soartă bine stabilită. Dumnezeu să ne păzească de aceasta. Noi să fim oameni care să dorim această înălțare. Și așa după cum am spus, Domnul Iisus Hristos a spus și a dorit ziua înălțării. Și lucrul acesta îl vedem, frați și surori, chiar din Joia Mare, de la cină. Și dacă puneți versetul din Luca, capitolul 22, versetul 15 și 16, vom vedea căci acolo chiar despre aceasta se face o aluzie. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Și versetul următor care spune în fel, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor. Unde? În împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus când a spus că își dorea să mănânce paștele, spunea că își va mai fi o zi
Și în ziua aceea le vom serba în împărăția Lui. Avea în vedere și a dorit Domnul Iisus Hristos să fie înălțat, să fie dus la Tatăl. Așa după cum spuneam din 17 Ioan cu versetul 5 și versetul 11 din 17 Ioan. Să vedeți cum și Domnul este conștient că vine ziua. El această rugăciune a făcut-o atunci când era la cina cea de taină. Și au zis ce spune Sfânta Scriptură în Ioan capitolul 17, versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește-i în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Frați și surori, dacă Domnul Iisus s-a înălțat la cer, El ne-a lăsat o cale și ne-a lăsat niște directive precise și să ne ajute Dumnezeu să le înțelegem, să ne ajute Dumnezeu să rămânem ascultători de toate acestea. Iar în versetul 13 spune în felul următor: dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă și ei bucuria pe care o am eu. Domnul să ne ajute la aceasta, frați și surori, să putem să împărtășim această bucurie. Dar eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă și ei bucuria mea de plină. Ne dorim noi această zi? Vrem noi această zi? Ne paște dorul nostru să avem dor de mai multe alte lucruri? Sau poate avem dorința să ne căsătorim copiii? Sau avem dorința să mai câștigăm ceva, să mai facem o bună stare la cineva, la un frate, la o soră de corp? Sau ne gândim la o pensie sau la o viață de vacanță, nu știu care? Avem noi în noi înșine dorința aceasta? Doamne, vino mai degrabă! Pământul e pământ și atâta-i tot. Și cerul este cer și acolo vrem să ajungem, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care noi îl vedem, apostolii, frați și surori, ei și-au dorit lucrul acesta. Apostolii și primii creștini și-au dorit să aibă parte de înălțare, să aibă parte de răpire. Și au zis ce spune apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 1 cu versetul 23. Dacă este posibil să-l puneți, Filipeni, capitolul 1, cu versetul 23. Sunt strâns din două părți și aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Cu Hristos e cu mult mai bine ca aici. Cu Hristos e cu mult mai bine ca în Atlanta, chiar și în locurile unde suntem. Cu Hristos, apostolul Pavel dorea să se mute. Iar în Tesaloniceni, în capitolul 1, în capitolul 4, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 17, citim și vedem care era dorința din nou a apostolului Pavel. Apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și eu zic la aceasta, Doamne, ajută-ne! Eu zic din toată inima, Doamne, fă parte tuturor fraților și surorilor din Filadelfia să aibă dorința aceasta de a se întâlni cu Domnul, de a fi răpiți la cer, de a se înălța la cer împreună cu Domnul Iisus Hristos. Apostolul Petru este unul care ne arată și voința primilor creștini de dorința de a fi împreună cu Domnul. Și în 2 Petru, capitolul 3, versetele 13 și 14, le reamintim și le citim și pe acestea. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără vină, fără și în pace, și Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă noi așteptăm aceasta și dacă noi bate dorul acesta, frați și surori, avem o singură șansă, o singură cale să trăim așa cum a trăit Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Al doilea lucru pe care noi îl învățăm din textul pe care l-am citit
se găsește în versetul 1, care spune în felul următor: Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Iubiți frați și surori, noi suntem cei ce suntem chemați să trăim și să învățăm să-L urmăm pe Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Luca scrie aceste versete lui Teofil și îi spune: vreau să-ți spun ceva, că Iisus Hristos i-a învățat ce trebuie să și cum trebuie să trăiască. Și ei și-au însușit învățătura și au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Înainte, frați și surori, aș vrea să vă spun, înainte ca eu să mă duc să propovăduiesc Evanghelia, înainte ca tu să te duci să propovăduiești Evanghelia, chiar personal, de la persoană la persoană, de la om la om, înainte de a învăța pe altul cum să trăiască, trebuie să mă învăț pe mine și trebuie să te înveți pe tine personal. Spunea Thomas Fuller în felul următor: cine nu-și trăiește credința, cine nu-și trăiește credința, nu este crezut de nimeni. Un mare adevăr. Oamenii ne citesc pe noi și Dumnezeu să ne ajute. Pentru a avea parte de înălțare la cer, noi trebuie să avem o viață pe care să o trăim în conformitate cu Sfintele Scripturi și pe care noi să o învățăm de la Domnul. Și în Isaia, în capitolul 1, cu versetul 17, haideți să citim să vedem ce spune Sfânta Scriptură aici. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Iubiți frați și surori, acestea nu vin de la sine, acestea nu ni le însușim prin nașterea noastră naturală, acestea nu le-am obținut prin altceva decât printr-o stăruință și printr-o învățăminte din cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă sunteți dumneavoastră de acord, haideți să vedem ce spune Matei în capitolul 9 cu versetul 13, că și noi trebuie să învățăm. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, că și n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Noi trebuie să învățăm lucrurile acestea, noi trebuie să trăim lucrurile acestea. Când un om are nevoie de mila ta și de mila mea, să poți să-i oferi, să știi că ți-ai însușit-o, să știi că o ai și să vadă că există în tine lucrul acesta. Pentru că Iacob spune în epistola lui: mila biruiește judecata. Și Domnul să ne ajute, frați și surori, să învățăm lucrul acesta care este așa de minunat. Iar în Coloseni, în capitolul 3, cu versetul 16 și 17, noi mai găsim aici ceea ce apostolul Pavel vrea să ne spună: cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și eu zic la aceasta: Doamne, ajută-ne! Dacă vrem să luăm aminte, suntem învățați în Isaia, în 1 cu 17, ce trebuie să facem, să facem binele. Domnul Iisus ne învață și ne spune: învățați că milă voiesc și nu jertfă. Iar apostolul Pavel ne spune aceste versete așa de minunate, care doar am terminat de le reciti. Și Domnul Iisus a învățat să asculte, frați și surori. Și Domnul să ne ajute la aceasta, căci noi trebuie să învățăm să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să trăim cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 5, cu versetul 8, veți vedea că și Domnul Iisus, chiar dacă era Fiul de Dumnezeu, a învățat să asculte, măcar că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și Domnul să ne ajute, zic încă o dată, să învățăm să ascultăm, căci ascultarea aceasta face mai mult decât toate jertfele. Și Domnul este Cel ce o dorește și o vrea de la noi. Trăirea și împlinirea permanentă a voii lui Dumnezeu e un deziderat, frați și surori, nu un deliberat.
trăiesc cum vreau și mai fac și ce vreau. Nu, nu, voi nu știți că și nu mai sunteți ai voștri? Ce ați fost răscumpărați cu un preț, așa încât nu mai puteți să faceți tot ce voiți. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Eu nu mai sunt al meu, fraților. Ca un copil al lui Dumnezeu, dacă mă consider, unul care este stăpân și este peste mine, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și El îmi poruncește în fiecare zi și îmi poruncește în fiecare, de fiecare dată. Spuneam, fac o mică paranteză, sâmbătă la catecheză am avut 13 din cei ce se botează și am avut niște momente mai intime și am spus, nu uitați, căci Dumnezeu vă va cerceta noaptea, vă va spune lucrurile care trebuie să le faceți, dar vă va cerceta și ziua. Dumnezeu vă va vorbi în viața aceasta și dacă nu veți asculta, Dumnezeu vă va da niște visuri de groază și veți zice, it's a bad dream, not, no way, nu este realitate. Este un vis pe care ți-l dă Dumnezeu ca să înțelegi că trebuie să te întorci din toată inima la Dumnezeu și Domnul să ne ajute pe toți, frați și surori. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne vrea cu gelozie. Trăirea și împlinirea este un deziderat și este și noi trebuie să fim permanent în voia lui Dumnezeu. Și în 1 Petru, în capitolul 3, cu versetul 10 și 11, Sfânta Scriptură ne arată lucrurile acestea, că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească și zicem cu toții, amin! Doamne, ajută-ne la aceasta! Iar tot Apostolul Petru ne spune în capitolul 4, de la versetul 1 până la 3, și vom vedea ce frumos descrie acest bărbat ceea ce nouă ne revine în viața aceasta de trăire. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Și zice în felul următor, pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem chemați la așa ceva. Ajunge când, în adevăr, ați făcut voia neamului și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții și în ospeți și în slujiri idolești neîngăduite. Frați și surori, de aceea se miră ei, că astăzi nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și pentru că nu mai mergeți cu ei și nu mai mergem cu ei, ei n-au cuvinte de laudă. Ei n-au cuvinte prin care să vă aprecieze, ci ei vă jocuresc. Să știți că și Moise a găsit de bine, mai bine să suferă ocara lui Hristos decât să aibă gloria păcătoasă a Egiptului. De ce? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, slăvit să fie numele Domnului. Dacă și noi vom face așa, Domnul este Cel ce are inima deschisă să ne ajute și să fie alături de noi în orice vreme. Și cred că este, slăvit să fie numele Lui. Un al treilea lucru pe care noi îl vedem de aici și timpul se scurge este acesta, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care îl găsim în versetul 4 și spune în felul următor, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Iubiți frați și surori, în tot planul de mântuire a lui Dumnezeu nu este niciun fel de portiță în care să-ți decizi tu cum să mergi sau să-mi decid eu, ci în tot planul lui Dumnezeu toată calea aceasta a fost trasată de Domnul Iisus Hristos și doresc ca Domnul să ne ajute la aceasta. Doresc să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că și noi nu putem să alergăm pe căile noastre, cu concepțiile noastre și cu impresiile noastre și apoi să avem pretenția ca să stăm alături de El, ci trebuie să ascultăm în totul. Și acum pun o întrebare, dacă apostolii n-ar fi ascultat, ar mai fi primit ei Duhul Sfânt? Ar mai fi fost ei botezați? Domnul Iisus i-a spus, nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți aici.
Odată ce vă împrăștiați, să știți că Dumnezeu ne caută acolo unde ne-a așezat. Fratele Traian spunea în fiecare marță o vorbă frumoasă și o zis, ascultați, Dumnezeu nu ne caută unde suntem, ci Dumnezeu ne caută unde ne-a așezat. Slăvit să fie numele Domnului! Acolo mă caută pe mine, acolo te caută și pe tine. Dacă Dumnezeu ne-a așezat la rugăciune, ne caută la rugăciune, frați și surori. Pentru că Biblia spune în felul următor, rugați-vă neîncetat și Domnul să ne ajute la aceasta. Și Domnul să ne dea putere. Ascultarea aceasta care este modelul nostru de ascultare, nu este un om, ci este Domnul Iisus Hristos. În Coloseni, în capitolul 2, versetul 8, haideți să vedem și această frumoasă expresie pe care o găsim scrisă de Apostolul Pavel. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șarte, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Deci să luăm seama, frați și zorori. Sunt oameni care se vor ivi cu tot felul și lumea noastră este plină. Nu vreau să mă mai duc nicăieri în altă parte, că știți dumneavoastră foarte bine. Iar în Evrei, în capitolul 5, versetele 8 și 9, haideți să vedem și lucrul acesta. Și măcar că era fiul învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și mai departe, cu versetul următor, și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă. Nu pentru cei ce-l aud. Să facem distincția, fraților, că Iacob spune în epistola lui să nu fim niște ascultători uitici, înșelându-ne singuri. Pentru toți cei ce-l ascultă s-a făcut mântuitorul, urzitorul unei mântuiri veșnice, slăvit să fie Domnul. Deci suntem chemați la ascultare și îmi doresc să ne dăm toate silințele, să ascultăm de Dumnezeu. Iată caracteristicile celor ce-L ascultă pe Domnul. Le citim în 1 Petru, capitolul 1, versetul 14 până la 17. Să vedeți ce caracteristice. Oamenii care ascultă de Dumnezeu au niște caracteristici, fraților. Îi vezi, îi cunoști. Nu poți să, degeaba vin eu să mă laud că ascult, mă dă de gol viața. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea și Domnul să ne ajute la aceasta, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Iată, frați și surori, câteva lucruri foarte frumoase pe care noi le învățăm din ceea ce a lăsat Domnul Iisus Hristos ucenicilor, ceea ce le-a trasat Domnul Iisus Hristos ucenicilor în timpul când El, în ziua în care a fost ultima zi a Lui pe pământ și în care urmea să se ridice la cer și să plece la Tatăl. Și noi trebuie să fim oameni care să luăm aminte. Un alt lucru și la care aș vrea să mă opresc foarte puțin, pentru că vine sărbătoarea următoare și care va fi detailat mult mai mult, este acesta. Un deziderat de neînlocuit. Nu poți să-l înlocuiești. Nu te înșela. Nu te lăsa dus de filozofiile teologice a unor așa altora. Aici, în versetul acesta, spune în felul următor, în versetul 4, partea a doua, și versetul 5, zice în felul următor. Haideți să citim versetul 4, că ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Frați și surori, pentru a întâmpina pe Domnul Iisus Hristos în văzduh, pentru a avea parte de ridicare la cer, noi trebuie să fim sigilați cu Duhul Sfânt. Nu credeți lucrul acesta? Pentru că știu că avem multe teorii în cap, dar Biblia asta spune. Pentru ca să pot să-mi duc mântuirea până la capăt. Și dacă a fost valabil pentru apostoli, trebuie valabilă și pentru noi. E valabil 100% și pentru noi. Și vă spune de ce e nevoie ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Deschidem Biblia în Romani, în capitolul 8, cu versetul 9, să vedem de ce. Pentru ca noi astfel putem deveni proprietatea lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui.
N-am spus-o eu și n-a spus-o Pavel, ci a spus-o Duhul lui Dumnezeu inspirat prin gura lui Pavel. De ce? Numai cu puterea Duhului Sfânt peste tine și în tine și peste mine și în mine, numai prin aceasta noi putem să devenim copii al lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi spunem felul următor, noi nu putem să avem parte de înviere, frați și surori, dacă această persoană a Duhului Sfânt, acest Dumnezeu Duh Sfânt, nu locuiește în noi. Și în 8, în Romani, în capitolul 8, cu versetul 11, citim lucrul acesta, să vedeți ce lucruri importante și de căpătâi sunt. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Din pricina cui? A credinței? Din pricina dragostei sau a cântării tale și a mele? Din pricina că ai predicat Evanghelia? Nu, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și Dumnezeu să ne facă să înțelegem lucrul acesta. Este un deziderat care nu se poate înlocui. E introdus în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și noi vrem să ajungem mântuiți cu orice preț. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi noi suntem tot așa, și Biblia spune aici despre cuvântul lui Dumnezeu, care putem să-l citim din 2 Împărați, în capitolul 2 cu versetul 11. Să vedeți, avem aici exemplul lui Ilie și auziți, pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și virgulă, fraților, nu carul și nici caii l-au ridicat pe Ilie la cer. Nu, nu, aceștia doar l-au despărțit de Elisei. Și zice, și Ilie s-a înălțat la cer într-un vântej de vânt. În simbolurile Duhului Sfânt, vântul este cel ce este recunoscut de Domnul și spune lui Nicodim, Nicodime, vreau să spun ceva, ce este carne este carne și ce este duh este duh. Trebuie neapărat, nu este altă situație, nu este alt ocoliș. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, Dumnezeu să ne facă să înțelegem că Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt nu este un lux penticostal, nu este, fraților, nici doar o arătare celorlalți din jur că avem ceva, ci botezul cu Duhul Sfânt este o necesitate zilnică. Călăuzirea Duhului Sfânt este viața credinciosului pe pământ și de aceea să dăm valoarea cuvenită și să dăm toată importanța pe care o merită și zic Domnul să ne ajute la aceasta. Mă apropiu de încheiere și aș vrea să vă spun și să vă readuc aminte, mă opresc aici, sunt multe lucruri frumoase care le descoperim mai departe, dar închei aici, vreau să spun frați și surori și mi-o spun mie, înălțarea Domnului nu a fost o dispariție, n-a fost nicio abandonare a ucenicilor. Înălțarea Domnului n-a fost niciun o plecare înainte de timp, ci înălțarea Domnului arată clar și deslușit supremația lui Domnului Iisus Hristos. El este suprem și este pe deasupra tuturor lucrurilor, slăvit să fie numele Lui. Nu există nimeni altul, toți capii religiilor mondiale care numără cu milioanele sau chiar bilioanele sunt undeva jos. Rămași acolo, le țin niște pietre memoriale, le țin niște nu știu câte alte forme religioase cu interzicții de a ajunge sau n-a ajunge. Să știți un singur lucru, Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos este în cerul lui Dumnezeu și El este acolo, l-a văzut Ștefan, stând la dreapta lui Dumnezeu. El s-a ridicat în picioare să primească un martir, un om care a depus o adevărată mărturie pentru credință. Proba noastră practică, n-ați vrea să depunem și noi o adevărată mărturie pentru credința noastră? N-ați vrea să facem ce spunea acest om, Thomas Fuller, să ne dovedim credința, să ne trăim credința, ca oamenii să ne creadă cu adevărat că suntem copiii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta, Domnul să ne dăruiască putere și să înțelegem căci suntem chemați
Și destinația noastră nu este pământul, ci destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ne ridicăm cu toții și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El ne-a dăruit. Și mulțumim pentru harul Său. Îi mulțumim că Iisus Hristos este la dreapta Lui. Îi mulțumim că a ajuns acolo și ne-a trimis darul Duhului Sfânt, care să fie cu noi și noi până la sfârșitul veacului. Amin. Cu toții mulțumim Domnului. Neprihănitule Tată care ești în ceruri, în seara zilei de astăzi, Doamne, venim să te binecuvântăm. Venim să-ți mulțumim pentru dragostea ta. Domnului nostru Iisus Hristos, împărtășirea Duhului Sfânt, dragostea Tatălui să rămână cu noi. Transmitem salutări și totodată ne rugăm pentru fratele Mihai Corduneanu și pentru fratele Daniel Corduneanu, care în săptămâna aceasta ce urmează vor pleca în România. Dumnezeu să-i călăuzească și să-i sprijinească. Biserica este liberă, cu pacea Domnului ne despărțim la casele noastre. Amin.